Alea Târgului și Alea Gloriei sunt două din străzile cele mai afectate de lucrările efectuate de compania județeană Apaserv. Deși sunt foarte apropiate de centrul orașului Târgu Neamț, cele două străzi arată ca ulița unui sat uitat de lume. Dacă noi turnăm capacile astea. Da. Eu acum licobor ca după aia să vin la cealaltă. Dar de ce licobor? Cu 3 cm mai sunt asfalt, bă, nu mă sună asfalt. O, deja. Cum da, eu vin cu asfalt cum de... Vine pistilă, cum o zici. Așa, acum trebuie să ridicăm trac eu. Lasă, le ridicam noi. Faceți-vă voi treaba, le ridica eu. Domnule primar, ce se întâmplă cu strada Alea Târgului și când vor fi remediate toate problemele? Strada Alea Târgului, ca și alte străzi de altfel din Târgu Neamț, au intrat în modernizare din toate punctele de vedere. În primul rând, am insistat foarte mult să schimbăm tot ce înseamnă instalație de apă, cele țevi vechi, care sunt de 30-40 de ani. Dar, de pe Alea Târgului este o problemă mai dificilă și pe Alea Gloriei, pe strada Gloriei, pentru că, din păcate, constructorul nu prea s-a ținut de treabă, probabil și din cauza vremii, dar sper că, așa cum am și vorbit cu responsabilul la această lucrare, la schimbarea țevii de apă, într-o săptămână se termine lucrările apa servo, urmând ca în perioada următoare să intrăm în plin cu modernizarea Alei Târgului și, bineînțeles, a străzii Gloriei, așa cum am început și strada Alea Sarcâmilor. Deci sper că într-o săptămână, dacă timpul ne va permite și apa servului va termina această lucrare, să începem cu modernizarea, începând de la asfaltare, asigurare de spații verzi și, bineînțeles, fiecare cetățean care deține un autoturism să aibă loc de parcare. Totuși, cei de la Apa Serv au început lucrările acum ceva vreme. Au săpat, au astupat, au săpat din nou. Din câte știm, strada Alea Târgului a fost asfaltată nu de mult. Totuși, nu mai pare în condiția în care ar trebui să fie. Strada Alea Târgului a fost asfaltată parțial, a fost mai bine spus strada plombată. Nu a fost modernizată așa cum avem noi proiectul, cu spații verzi, cu extinderea parcărilor, dar, din păcate, asta este la noi în Târgu Neamț. Ați primit vreo explicație de la Apa Serv? Cei de la Apa Serv se plâng, cei din Târgu Neamț de la Apa Serv se plâng că este o procedură greoaie la nivel de județ, cu privire la achiziții, inclusiv la achiziții acestei lucrări, și, bineînțeles, constructorul care nu-și face treaba cum trebuie să-și o facă și sper că dacă într-o săptămână nu vor termina și nu vor respecta termenul și nu vor respecta exact ce scrie în contract, poliția locală își face datoria și voi dispune eu personal sancționarea constructorului și dacă este nevoie și a societății Apa Serv. Este o problemă gravă care nu trebuie să trecem peste ea. Dar eu sper că după discuțiile care le-am purtat și astăzi și cu administrat, cu responsabilul lucrării și cu reprezentantul Apa Serv, domnul inginer Cojocaru, se va rezolva problema și vom începe și noi modernizarea acestor două străzi, Glorie și Alea Târgului. Puteți să ne repetați care este termenul limită de evaluare de... Acasă suntem în 15. Miercuri viitoare trebuie terminată lucrarea, cel târziu miercuri viitoare. Și încă o dată, dacă timpul ne va permite, vom începe modernizarea acestor două străzi și terminarea parcărilor din Alea Sarcamelor. Și, bineînțeles, o dată cu aceste modernizări și parcările reședință vor fi asigurate.